Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Începem o nouă săptămână aici la Diminescu Georgia și în cazul în care simțiți că vă lipsește ceva, e bine, cred că putem să rezolvăm o parte din această lipsă. În cazul în care vă lipsește puțin păr, nițică, barbă, avem alături de noi un specialist care vă vine în ajutor în această dimineață. Este vorba despre domnul dr. Felix Popescu, medic specialist chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă, căruia îi spun bună dimineața și bine ai venit. Bună dimineața și mulțumesc de invitație. Mă întrebai care ar fi prima întrebare. Păi prima întrebare ar fi cine poate să beneficieze de un implant. În principiu, aici nu e o problemă de sex, dar lumea trebuie să înțeleagă că implantul de păr reprezintă tratamentul chirurgical și de obicei tratamentele chirurgicale sunt ultimile care se aplică unei persoane care a pierdut sau este în curs de pierdere a părului. Deci, dacă e cineva, de exemplu, care încă pierde păr sau încă nu e stabilizată treaba, ar trebui să ia un tratament medicamentos. În momentul în care totul e stabilizat și vrem să umplem locurile care lipsesc, atunci vorbim de transplant de păr. Și aici vorbim și de transplant de păr, de barbă, de sprâncene, pe corp. Interesant! Vor bărbații transplant de păr pe corp? Pentru că din ce am observat eu... Am avut un caz foarte interesant și dimineața, hai să o relaxăm, să vorbim de cazuri exotice. Am avut un caz extrem de interesant în care îmi trimite un mesaj: domnul doctor, să știți că nu este o glumă, vreau păr pe gambe. Cum? Stai puțin, că nu înțeleg, e o problemă aici. Ca să poată să poarte mocasinii fără șosetă, nu-i așa? Probabil, da. Și atunci a spus, n-am avut niciodată păr pe gambe, sunt o persoană care mă inhibă chestia asta, joc fotbal și aș vrea să par ceva mai masculin. A fost o cerință extrem de exotică, adică rar se întâmplă așa ceva, o dată la 10 ani, da. Dar mai exotică decât asta, am avut o cerință de transplant de barbă din partea unei doamne. Opa! Opa! Am spus, în clinică, fără certificat de la psihiatrie, nu intri. Ok, da, aș putea să înțeleg. Dar așa, ca să vorbim despre exotism, doamna de ce ar fi dorit? Avea alte orientări. Am înțeles. O viață mai libertină avea și atunci probabil că și-ar fi dorit foarte mult în procesul de transgender să devină mai masculin. Însă astea sunt niște decizii care ar trebui să ai totuși o acoperire legală în spate. Nu te apuci să... Să faci o transformare fără să ai măcar actele e înainte. E o transformare totuși destul de serioasă pentru o doamnă totuși. Este un tratament dureros? Ar trebui să se teamă domnii care își doresc o astfel de intervenție? Dureros este un tatuaj. Intervențiile chirurgicale în general nu sunt dureroase pentru că se fac sub anestezie. În cazul nostru, fiind o zonă la suprafața pielii, fiind o intervenție chirurgicală minim invazivă, se face cu anestezie locală. Deci durere putem vorbi doar de timpul anesteziei, dar și aceasta se face cu grijă, astfel încât să nu fie chiar așa dureros. În al doilea rând, înțelegeți că ne ocupăm de bărbați, care sunt cele mai sensibile animale de pe pământ și care la orice înțepătură sunt extrem de afectate, da? Și atunci chiar trebuie să avem o grijă deosebită la managementul durerii. Chirurgia, da, nu înseamnă durere, doar timpul în care facem anestezia respectivă. Atât. Am înțeles că în cazul acestor proceduri se vorbește și despre o rată de succes sau nu prea mare succes. Câte intervenții e nevoie ca să fii convins că s-a prins foliculul respectiv? Nu, aici este vorba de cu totul altceva. E vorba de planificarea unei intervenții. Până la urmă vorbim de o intervenție reparatorie, cum a fost, de exemplu, cazul copiilor de la colectiv sau altor persoane care au cicatrici și în care ai o rată de succes oarecum limitată pentru că lucrezi pe o zonă totuși destul de dificilă. Iar partea cealaltă în care persoana vrea să vină, să devină mai tânără sau mai frumoasă, da? Atunci ai nevoie de un plan ceva mai complicat, deoarece ce este în mintea pacientului, tu trebuie să înțelegi. Pacientul nu vine să-și pună păr că plouă afară și nu vrea să-i curgă păr pe față, apă pe față. Vine pentru că vrea să vadă ceva în oglindă. Imaginea respectivă este deosebit de importantă pentru medic să o înțeleagă. De-aia și recomand de fiecare dată, mergeți la clinici sau la medici care vă pot înțelege ce doriți să obțineți. Pentru că altfel poți obține, din punctul meu de vedere, un transplant perfect și pentru să fie un dezastru. Să zic că eu cum mai ies eu afară din casă acum. Ca și cum la sprâncene sau la barbă sau peste tot. Există niște doleanțe ale pacienților, da? Care trebuie să respectate. În același timp trebuie să fie cumva și în partea normală, da? Nu o să mă duc cu barba până sub pleoapă sau să mă duc cu linia frontală undeva deasupra sprâncenilor, că e ceva nenatural. Deci cumva e
e o discuție, o negociere, să zic, între ghilimele, cu pacientul să obțineți ceva, ceea ce trebuie. De aici apar ratele de insucces. Ori medicul face mai mult sau mai puțin, ori nu este pregătit să facă îndeajuns cât trebuie făcut, însă pacientul nemulțumit arată o rată de insucces. Câte tipuri de alopecie există? Pentru că de dimineață ai intrat în platou și m-ai cam speriat. Nu, sunt mai multe tipuri de alopecie, însă dacă o să luăm pentru bărbați, 95% din alopecii sunt alopecii androgenetice. Ce înseamnă asta? Avem o informație genetică de la părinții noștri, în special la băieți din partea mamei, deci undeva la 75% chiar merg pe linie maternă, în care anumiți folicul de păr, de-aia și ghelim într-o anumită formă, au o informație să cadă la o anumită vârstă sau la anumite nivele de dihidrotestosteron. În afara acestei afecțiuni, care este catalogată drept afecțiune boală, are cod în registrul bolilor, există și alte tipuri de alopecie. Este cea cicatricială, da, ok, te-ai lovit, te-ai ars, cea chimică, este cea foarte mult legată de stres și cu siguranță foarte mulți au avut, dar nu și-au dat seama, în care ne cade părul sub forma unor bănuți, este alopecia areata și nu se știe cauza inițială, însă este o alopecie în care organismul nu mai recunoaște firele respective și cade sub forma unor bănuți. Pot apărea în barbă, pot apărea în cap. Mai este alopecia de tracțiune, pe care o discutam, și este o alopecie destul de întâlnită la femei. Atunci când strângi părul foarte tare la spate, tracțiunea respectivă duce la căderea părului din linia frontală. Este aceeași tip de alopecie, de fapt, de tracțiune, care se întâlnește și la cei care își pun rasta. Pentru că firul de păr, în momentul în care crește, el se întărește odată cu lungimea și greutatea lui. Însă dacă dintr-o dată noi dăm o greutate mult mai mare, rădăcina nu este pregătită și în timp va cădea. Ce să vă mai spun? Uite, aș vrea să-mi povestești cum ești tu din punct de vedere emoțional, știind că de-a lungul timpului ai reușit să bucuri foarte mulți oameni care acum se privesc în oglindă și au mai multă încredere de sine și cu siguranță în viețile lor lucruri multe s-au schimbat. Da, aici cred că e pentru fiecare medic, cred că nu e neapărat eu sau genul meu de chirurgie care îl practic, însă în momentul în care te înham la un proiect cu un client, da? În momentul în care stabilești primul clientul respectiv, creezi o echipă. Echipa asta nu se rupe. Echipa asta rămâne și după, da, și când vine la control, și peste un an, și peste 10 ani, te întâlnești pe el pe stradă și spui, uite, el este cel care a fost cu mine în echipa să facem transplantul de păr. El era pacientul, eu eram medicul, dar totuși devii o echipă. La fel este și în cazul celor care au venit pentru reconstrucții și care sunt cazuri, multe dintre ele, foarte nefericite și care au găsit o alinare, o bază morală în ceea ce am făcut împreună. Am mai fost la dumneavoastră Metropola cu pacienta mea, Oana, pardon, și discutam și atunci că, ok, a vrut mai mult să aibă păr în cap decât să-și repare, de exemplu, picioarele. A fost mult mai important și ca femeie înțelegi chestia asta, este o bijuterie naturală pe care o ai, pe care o folosești, este caracterul tău. S-ar putea mulți dintre noi să nu înțelegem cât de important este imaginea care o vezi tu în oglindă pentru celelalte persoane. Celelalte lasă părul, că ce te interesează, mămică, părul sau mai știu eu ce. Nu, tu să ai și tu un serviciu, să nu știu ce, să vezi de treabă în societate. Nu e așa. Trebuie să fii extrem de echilibrat. Și atunci am venit în ajutorul lor pentru o reintegrare foarte bună socială. Avem o mică surpriză în această dimineață. Noi avem un prieten comun care cred că ne este la fel de drag. Este vorba despre Mihai Trăistariu, okay, care a beneficiat de un astfel de implant și care ne-a transmis câteva gânduri. Am avut ocazia să stăm de vorbă cu el, așa că aș vrea să-l urmărim așa de dimineață și să revenim aici în platou. De tot felul de tavan, de mașină, de, nu știu, trebuie să dormi puțin cu capul în sus ca să nu strici ce a muncit acolo doctorul, atâta tot. Trebuie să fii foarte atent în primele zile, ca rădăcinile alea să prindă, să-și facă rădăcini acolo în pielea capului și să rămână acolo fără să mai cadă. Dacă ar fi să faci o paralelă între așteptări și rezultate, poți să spui că a fost o intervenție cu succes, ești mulțumit de ceea ce ai obținut după? Sincer să fiu, e cea mai reușită intervenție a mea, că am mai avut tot felul de prostioare,
Mi se pare de succes maxim, mi-a schimbat total fizionomia. Doctorul Felix a venit și cu o idee și am acceptat-o pe loc să coborâm linia frunții la mine cu un centimetru față de cum m-am născut, atenție, deci eu nu am avut păr pe frunte aici niciodată. Linia asta e construită efectiv de el, pentru că mi-a zis că mă întinerește și așa și e. Lumea îmi dă 30 ceva de ani și eu am 44. Deci chiar îți face un cap de copil dacă îți cobori linia frunții. Și am făcut lucrul ăsta cu mare încredere și nu regret. E un succes. M-am lăudat cu implanturile alea de păr ani de zile. M-au întrebat prin toate emisiunile TV și bineînțeles că l-am postat și eu aproape în fiecare an îmi fac o postare cu implantul de păr și cât de reușit e. Și acum mă bucur că pot să fac și niște frizuri, mai fac câte un coif, așa, mai ridic părul, mai... Când era chelie, nu puteam nimic decât să-l maschez. Eu am părul creț și făceam repede o bolmojeală, așa, ca să nu se cunoască. Dar acum sunt foarte fericit că pot să-mi fac și părul într-o parte. Când am avut și părul lung, acum vreo 2 ani mi-l prindeam în coadă, adică deja mi-am reluat viața normal. Din punct de vedere emoțional, cum te-a schimbat această experiență? Ai avut așa un boost de încredere după ce s-a terminat cu bine intervenția? Da, asta am reușit să pățesc. Am prins mai multă încredere în mine și chiar merg așa puțin mai cocoș așa pe stradă. Nu mai am complexe, nici nu prea aveam. Aveam chestia asta cu capul. Și nici nu mai am complexe și atunci am o mare încredere. Îmi plac ședințele foto cu mine. Îmi place să mă uit acum la mine în reluare, la emisiuni, nu mă uitam niciodată în reluare. Acum mă uit cu drag, abia aștept să mă întoarcă camera pe ceafă, să se vadă că nu mai am nicio problemă acolo, pe chelie. Și într-adevăr, și mă mai bucur un fapt, implanturile de păr nu mai cad. Adică aproape că sunt liniștit, dacă mai cad din firele vechi, să zicem, dar și așa mai erau puține, dar implantul nu cade. Sunt fire de la spate, nu-mi dau seama de ce și cum sunt genele. Mi-a explicat domnul doctor atunci că genele astea sunt mai bune, nu știu cum, de aia se iau de la ceafă și se aduc în față. Și atunci firele astea, rădăcinile astea, rămân până la 150 de ani. Deci nu mai am problema asta cu căderea părului. Și el îmi spusese cumva că oricum după 45-50 de ani părul nu mai cade, cu ăla rămâi, cam cu ăla rămâi. Deci dacă acum deja am atâta păr, mă bucur că o să rămân cu el și o să fiu un moș frumos și sexy. Cu domnul doctor Felix Popescu, cum ai interacționat? A fost omul potrivit la locul potrivit pentru tine? Da. El e și un băiat foarte deștept. Comunică excepțional cu pacienții. Nu e un doctor, cum să zic așa, cu titulatura aia de doctor, de trebuie să stai drept și așa. Nu, e foarte prietenos, cântă, râde, glumește, spune bancuri, chiar îți dă o stare de relaxare care ajută în momentul operației. Deci eu, în momentele alea, nici nu simțeam că sunt operat. Că făcea numai bancuri, numai glume, mai ciupea un păr de acolo, îl mai planta în față, nici n-am simțit durere. Povesteam, el e și rocker, vorbeam de muzică, de vacanțe, că el pleacă tot timpul pe valuri, se duce peste tot și... Chiar e un doctor altfel decât știm noi noțiunea de doctor. Mă bucur că ne-am auzit și dacă ai spus că îți place să te uiți acum în reluare la emisiunile cu tine, te invităm să fii alături și de Metropola TV și să ne urmărești și să ne revedem poate într-o zi și în platoul nostru. Sigur, cu mare drag! Noi ne-am și amuzat aici în platou. Dacă a zis Mihai că faci glume bune, să știi că până la final te aștept cu un banc, așa te las să te gândești puțin. Deja am început cu două cazuri specifice, nu, okay. Uite, Mihai a confirmat faptul că el seamănă cu mama lui. Acum, cum le mai spui pacienților de sex masculin, iubiți-vă mamele, cam cum? Da, mama ca mama, dar în principiu este bunicul din partea mamei. Cam acolo trebuie să ne uităm ca băieți, să vedem ce pattern sau ce tendințe avem pentru căderea părului, în principiu. Repet, e vorba de 75%, asta nu înseamnă că dacă nu semăn cu mama, nu sunt al lui mama, cu siguranță. Uite, cel puțin al mamei ești. Măcar, da. Uite, aș vrea să întreb ce se întâmplă după procedură, cum ar trebui, că uite și Mihai a zis să nu ne dăm capul de tavan, de mașină. Da. Da, e o intervenție minim-invazivă, da? Asta ce presupune. Firele care le-am luat și le-am montat acolo, chiar dacă sunt la suprafața pielii, sunt mobilizabile. Adică dacă le atingem, ele ies. Dacă ne atingem mai tare, dacă ne lovim mai tare, atunci poți să faci hematoame și chiar poți avea probleme. Trebuie să fii cu bun simț. Acum, înțelegeți, au trecut mii de pacienți prin clinica noastră. Nu s-a întâmplat, nu știu, poate
unul la 1000 de pacienți să aibă vreun accident post-intervenție, să se atingă sau ceva de genul acesta. Atâta timp cât le atingi și le lași liniștite la locul lor, atunci ele vor crește. Bineînțeles, există o întreagă procedură postoperatorie, ce are de făcut pacientul, un întreg protocol, care nu e complicat, e de bun simț, repet, în care trebuie să fie curat, să evite contactul și mai ales să aibă grijă în timpul somnului. Toți asta au problema aceasta și acum cum dorm, că eu fac ca un rinocer în pernă, uite, nu așa fac toată noaptea. O să-ți pui o guler de dormit în avion, eventual, da? Și o să dormi mult mai cu grijă, astfel încât să nu atingi zonele respective. Doamne ferește, se întâmplă ceva, se atinge cineva, poate să revină la clinică să reparăm ce s-a întâmplat. Să înțeleg că indicația ar fi să doarmă între două perne, astfel încât să nu se mai rostogolească de o parte pe cealaltă. O iei pe soție să țină capul toată noaptea, că asta e, să trebuie, te ducă la trebuie perete, să fie așa. Împreună, da. Foarte interesant. Și pentru procedura pentru barbă. Pentru barbă. Ce se mai întâmplă acolo? Că acolo chiar riși să barba te e o chestie, da. Acum cu chiar masca, avut... ce se întâmplă cu masca în cazul implantului de barbă? Păi de-aia spui barbă, ai mască naturală cu barba. Am înțeles. Și polițiștilor ce le spui. Da, în principiu. Bineînțeles, a suferit o intervenție chirurgicală și atunci are interdicție de a purta masca. Da? Asta timp de o săptămână, în principiu. O săptămână, 8 zile, 9 zile maxim, dacă se recuperează ceva mai greu. Dar pe perioada respectivă, da, n-are voie să pună masca, asta e clar, pentru că ar atinge zona respectivă. Și este o chestie care ține cumva și de educația lui, de a se proteja împotriva problemei noastre de acum cu COVID-ul și a-i proteja și pe ceilalți. Însă, după intervenția de barbă, nu ai voie să pui mască. Uite, asta e o întrebare bună pentru că sunt convinsă că sunt domni care se gândeau la această intervenție și au zis, nu mă duc acum că trebuie să port mască după și sigur stric nu. Eu acolo ceva. Nu, sunt mulți care abia așa așteaptă să scape de mască, că trăim în România, să știți, da? Și care n-au nicio problemă cu implantul de barbă. Chiar avem o pacientură destul de bogată. În ultimii 2-3 ani, să știți, au luat o chestia asta cu barba și se caută o barbă mai deasă, mai masculină, e o modă, să zic, mai nouă. Dar e ok, e ok că și bărbații au început să înțeleagă că trebuie să se îngrijească, dar nu numai femeile. Adică, ce rost are, ai o soție frumoasă acasă și tu arăți ca și cum ai bani mulți și atât. Punct. Trebuie cumva să arăți și tu într-un fel, da? Și chestia asta au înțeles-o și chiar vin pacienți foarte mulți pentru lucrurile acestea. Și pentru sprâncene ne-au venit bărbați. Foarte interesant. Păr pe piept încă n-au venit. Dar voi sunteți deschiși și îi așteptați cu brațele deschise. Am avut un caz odată cu un tailandez cu păr pe piept, care vrea să aibă păr pe piept. În Thailanda n-au, adică acolo e spânt. Au zis, vreau neapărat să avem păr pe piept. Și toată viața după aia merge acum numai cu cămașa deschiată și arată că are păr pe piept. Fantastic. Da, uite că până la urmă gusturile nu se discută. N-ai absolut cum să convingi pe cineva de vreo modă, dacă el își dorește, își dorește. Doamnele, pentru ce anume vin și trec pragul? Pentru implant? În afară de doamna cu barba, da? Avem foarte multe și avem zilnic asta, ca să înțelegeți ce cerință este, de implant de sprâncene. Asta și pentru că în trecut a existat o modă de a tatua sprâncenele. De multe ori nu au ieșit exact cum trebuie. Alte ori chiar au ieșit ok, dar de multe ori au afectat firele de păr ale sprâncenei sau chiar nu existau deloc acolo fire de păr și își doresc foarte mult să aibă păr peste tatuajul respectiv sau chiar să facă un nou shape, o nouă formă a sprâncenei, chiar dacă n-au tatuaj. Bineînțeles, există și varianta care, de fapt, am fost cam primii care am făcut-o în partea asta de Europa, transplant de sprâncene pe cicatrici și pe grefe de piele. Și asta intră în partea cealaltă chirurgie, chirurgia reconstructivă. Adică încerci să repui un om să arate normal. Da? Implantul de sprâncene și el este extrem de simplu, durează undeva între 2 ore și 4 ore. Trebuie să porți mască, că nu ajunge masca până acolo, dar au un beneficiu real. Și spuneți-mi, e femeia care nu i-ar fi drag să uite în oglindă și să-și aranjeze sprâncenele, să mai penseze câte un punct, să mai dea cu un creion. Toate nu cred că ar mai îndrăzni să penseze ceva după această intervenție. Eu una nu, adică le-aș lăsa acolo, pe ce toate câte cresc. Ce trebuie să știm la sprâncene e că părul crește. Noi extragem tot din spate la o textură și culoare asemănătoare cu sprânceana naturală, dar el crește. Deci, Doamne ferește, intrăm în pandemie fără farfecă acasă, vom avea probleme. Deci, cumva, odată la 4 zile, chiar o săptămână, trebuie să ajustate.
Să știi că mă bucur de această întâlnire, mai ales că am un domn acasă care își dorește o astfel de intervenție, vrea să-și pună bărbiță și e foarte curios acum să se uită la televizor, cu siguranță. Okay. Și eu îl susțin, așa cum cred că toți pacienții tăi sunt susținuți de familie și sunt înțeleși, mai ales că tu ești acolo să le spui o vorbă bună, să mai faceți o glumiță, totul te rece cu bine. E important la bărbat și așa, doamnele știu mult mai bine, dar nu spun, da? Sunt mult mai sensibili bărbații și mult mai introvertiți și lucruri care le văd în oglindă îi deranjează mult mai tare, dar le e rușine să vorbească de problema respectivă. Țineți minte că dacă un pacient a ajuns la medic să întrebe o problemă de frumusețe sau de transplant de păr sau de barbă, a trecut prin niște momente groaznice până să ia decizia să ajungă la doctor. Adică trebuia să-și recunoască în primul rând lui care are problema respectivă. Și există într-adevăr o inhibiție la bărbați din punctul ăsta de vedere. Probabil educația care am avut-o sau mai știu eu ce. Cei de afară să știți că sunt mult mai rapizi. Dar încep din ce în ce mai mult să facă pasul respectiv și să-și repare inhibițiile respective. Cu această informație o să îl susțin și mai mult de acum înainte. Îți mulțumesc că ai venit astăzi, mă bucur de această întâlnire și îți doresc să ai o săptămână plină de spor, de fericire și la cât mai mulți pacienți fericiți. Mulțumesc, mulțumesc mult de invitație și sper să o țineți tot așa. Mulțumim tare, tare mult. O să o ținem tot așa, mai ales că o să facem și o vizită la colegii noștri de la Sport Total FM, la execuții matinale, ca să aflăm ultimele știri din lumea sportivă de la Daniel Nazare și Gabriel Maricescu. Bună dimineața! Bună dimineața, George! Bună dimineața! Ultimele informații, da, uite, ultima informație e că am deschis dezbaterea alegerilor pentru șefia Federației Române de Basket. Chiar mai devreme am vorbit cu Adrian Voinescu, iar mâine aici în studio va fi prezentă Carmen Tocal. Asta e chiar foarte, foarte proaspătă. Așa, fotbalul nostru de toate zilele, nu, Daniel? Fotbalul nostru cel de toate zilele, ieri ne-a oferit o partidă fără goluri, adevărat, FCSB cu Craiova. Am văzut multe reacții și pe rețelele sociale și în presă că ar fi fost un meci bun. Mie nu mi s-a părut. A fost un meci normal de campionat, fără să iasă în evidență de celelalte meciuri. Până la urmă consemnăm al șaselea meci în care FCSB nu primește gol. Consemnăm faptul că Universitatea Craiova nu dă semne că este capabilă să ia titlu și am văzut și un Cicăldău, sigur că a ratat un penalty, dar care semnifică așa când îl privești neputința. A dat două goluri cu Naționala, n-am câștigat. Acum a avut un penalty din care putea câștiga echipa și l-a ratat. Da, e o situație neplăcută pentru Cicâldău și cu atât mai e neplăcută pentru Craiova, care tot caută o victorie împotriva FCSB-ului de ani de zile și cred că ieri era momentul potrivit. FCSB n-a strălucit, are și a avut și un absent și îl va avea multă vreme pe Coman. Moruța nu e în formă, este evident. A avut și mulți jucători pe la loturile naționale. Știi că de obicei așa se întâmplă și în fotbalul internațional. După acțiuni de astea ale echipelor naționale, jucătorii când revin sunt mai obosiți. Și corect, probabil că și chestia asta a contat. Craiova putea să câștige și ar fi meritat probabil să câștige meciul de ieri, dar nu e pe cine merită, e pe cine dă goluri. Și dacă n-au dat nici măcar din penalti, asta este, a ieșit un 0-0. Ar fi trebuit să vorbim și despre arbitraj, dar nu prea am avut de ce. O singură fază controversată, s-a discutat mult despre arbitraj. Poate o să vorbim și mâine mai mult de arbitraj, că avem un arbitru sau o brigadă de arbitri românească la un meci de top din Champions League. Ovidiu Hațegan a fost delegat să conducă mâine partida dintre Manchester City și Borussia Dortmund, așa că nu prea am avut ce să vorbim prea multe despre această partidă, în care s-au întâlnit două din primele trei echipe din Liga 1. Da, eu mi-aș dori să nu vorbim despre Hațegan. Că știi, despre un arbitraj, în general, când nu comentezi, înseamnă că e bun, e un arbitraj fără probleme. Adică să nu comentăm. Nu, adică noi putem să spunem, domne, a fost apreciat sau nu și atât ne oprim. Important e că dacă nu e comentat, atunci și notele lui la forul european sunt mari și șansele de a conduce semifinală, apoi, eu știu, de ce nu și o finală? Stăteam să mă gândesc că totuși campionatul e slab, la echipa națională n-am avut rezultate, la tineret nu ne-am calificat. Singura floare din miriștea fotbalului românesc este Ovidiu Hațegan. Da. E
poate că nu sună bine, dar ăsta este adevărul. Mai ții minte ce discuție a apărut cu arbitrul meciului FCSB Craiova? Dom'le, de ce nu este arbitru cu Ecuson, FIFA și așa mai departe? N-au fost probleme. N-au fost probleme, iar acea fază de care amintești tu, nici măcar nu era, mai mult a intervenit acolo asistentul, în care a spus că a fost fault. Sigur, ulterior s-a văzut la reluări că dacă era fault, era penalti, dar mai curând n-a fost fault și mai bine că n-a dat penalti. Știi că acest arbitru central o luase decizia bună, lăsase jocul să continue. Exact, nu fusese fault. Asistentul l-a încurcat, așa cum ai spus. Da, da. Bun, astea au fost, să spunem așa, cotele, nivelul la care s-a jucat meciul de aseară. Continuă această penultimă etapă a sezonului regulat. Eu îi spun regulat, să știți că și regular și regulat sunt acceptați termenii ăștia. Mai întâi a fost regulat, după aia a venit regularul, ca la benzină. Și o să vedem însă de mâine și ce se întâmplă prin cupele europene, căci ne uităm la Liga Campionilor să mai ne îndulcim așa amarul fotbalului românesc, care e la un nivel foarte scăzut, după cum spunea și Daniel. Drept dovadă, și meciurile din play-off-ul Ligii Secunde au început și în două meciuri nu s-a marcat niciun gol. Adică mai bine face altceva. Sunt trei meciuri, dacă se termină și mâine Cixereda cu Rapid 0-0, a fost o etapă albă. Care s-a jucat degeaba. Da, înainte se spunea, dom'le, un scor alb la nu știu ce meci. Da, da. Acum e o etapă albă dacă se termină și asta 0-0. Ninsă, da. Cam atât pentru astăzi. Suntem mai liniștiți așa, dar se vor încinge probabil lucrurile începând de mâine, când, așa cum spuneam, avem meciuri grele prin Europa. Atât pentru astăzi. Georgia, pe mâine. Toate. Vă aștept cu mai multă energie mâine dimineață și cu ceva mai mult entuziasm, pentru că, uite, eu aici la matinal sunt entuziasmată de faptul că am constatat de-a lungul timpului faptul că avem un Consiliu Național al Elevilor care veghează la buna respectare a nevoilor tinerilor și la ținerea promisiunilor pe care autoritățile le fac. De asemenea, au solicitat în această perioadă reluarea dezbaterilor privind planurile cadru ale ciclului liceal și unul dintre oamenii care sunt în fața camerelor de filmat, care își dedică timp, care în loc să învețe poate mai mult pentru bacalaureat, rup din timpul lor și fac un sacrificiu pentru ca toată lumea să fie fericită și pentru ca toți elevii noștri să aibă condiții egale și în ceea ce privește bursele. Așa că mă bucur tare mult să o revăd pe Carina Cara Mihai, care este secretarul executiv al Consiliului Național al Elevilor. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața, Georgia! Mulțumesc de invitație! Am înțeles că din timpul acesta pe care îl rupi tu pentru toată lumea, ai făcut încă un gest și vineri, când ați avut o întrevedere cu ministrul Sorin Câmpeanu. Și ce s-a întâmplat mai exact acolo? Am înțeles că bursele ar fi trebuit să fie egale pentru toată lumea și să fie distribuite în mod egal pentru toată lumea, dar în teritoriu lucrurile nu stau chiar așa. Da, să luăm cu începutul, să ne întoarcem cu vreo 2 ani în urmă, atunci când au început demersurile noastre pentru burse în toată România. Ce doream noi? Ne uitam la statistici, vedeam că în București sunt burse de 200, 300, poate chiar mai multe sute de lei pe lună și existau alte sate cu bursă de 8 lei pe lună sau sate în care pur și simplu nu se acorda deloc bursă. Deși elevii învățau cu bine și aveau acest drept. Și tocmai pentru ca aceste inegalități să nu mai existe, noi am luptat să existe un cuantum minim al burselor pentru absolut toți elevii eligibili, de 100 de lei. Și am reușit acest lucru după foarte multe negocieri, foarte multe dezbateri, multe adrese și așa mai departe. Și undeva prin noiembrie-decembrie anul trecut a fost dată această hotărâre de guvern. Apoi ne-am luptat din nou ca banii să fie incluși în legea bugetului de stat și am reușit să facem și acest lucru. Acum lucrurile sunt destul de simple. Atunci când se realizează bugetul local, trebuie să fie incluși banii de burse pe care ei primesc oricum de la guvern. Însă observăm că multe autorități locale nu au știut care este procedura, pentru că e prima oară când primesc acești bani din partea guvernului pentru burse. Este o linie specifică de finanțare și atunci au dat de ceva nou. Și am mers vineri, într-adevăr, cu alți colegi de mei la întrevedere cu Ministrul Educației. I-am expus această problemă și chiar în acea zi s-a rezolvat printr-o clarificare din partea Ministerului Educației privire la această modalitate de acordare a burselor. Și putem să spunem că este o mare reușită pentru noi și pentru toți elevii, pentru că sunt foarte mulți care chiar au nevoie, mai ales de bursa socială, de bursa de merit,
pentru a-și cumpăra chiar și caiete, creioane de pe care să învețe. Este o necesitate, nu este un moft, cum ni s-a mai spus de câteva ori. Wow! Pe de o parte mă bucur tare mult că s-a rezolvat atât de repede această problemă. Pe de altă parte mă întreb de ce în urmă cu 2 ani voi a trebuit să faceți presiuni imense pentru ca această egalitate despre care se vorbește chiar în Constituție să fie respectată și în teritoriu. Da, asta este cumva treaba noastră, să sesizăm aceste probleme și să le soluționăm mai apoi împreună cu decidenții. Sunt foarte multe inegalități pe care le putem descoperi în sistemul educațional și nu numai, însă e important să ne dăm seama de ele și să fie cu adevărat rezolvate. E important să se vrea acest lucru. Și înainte s-ar fi putut da burse în foarte multe localități. Unele, într-adevăr, nu aveau bani și înțelegem acest lucru. Însă în altele se putea și pur și simplu nu a existat această voință. Ori acum sunt obligate toate autoritățile locale să ofere cel puțin 100 de lei elevilor. Despre aceste planuri cadru, ce poți să-mi povestești? Am înțeles că voi vă doreați ceva, au intervenit modificări la modificări și acum vă doriți această dezbatere. Da. Și legat de planurile cadru este o poveste mai lungă și cumva ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Atunci când vedem că la școală, nu știu, nu studiem poate mai multe ore de antreprenorială sau educație financiară sau așa mai departe. Toate aceste lucruri se leagă de planurile cadru, care cumva reglementează câte ore înveți tu pe săptămână pentru fiecare materie, în fiecare an. Ei bine, de ceva ani acestea nu au mai fost modificate pentru ciclul liceal, însă știm cu toții de clasa a 8-a, care e puțin diferită de alți elevi care dădeau acum examenul, pentru că și examenul s-a schimbat, asta pentru că au învățat pe planuri cadru diferite. Ori acum, la liceu, ar trebui să continue tot pe alte planuri cadru. La momentul actual nu există, din păcate, pentru că au fost puse în dezbatere 4 tipuri de planuri cadru, însă pentru ciclul liceal erau niște schimbări aproape inexistente. O oră mutată de colo-colo și cam atât. Nimic substanțial cum ne doream, nimic reformist. Și tocmai de aceea noi solicităm din nou să fie acest grup de lucru cu experți și cu oamenii ai societății civile care știu ce își doresc elevii, știu ce nevoi au și cum văd această reformă și să se rea discuțiile, pentru că este un drum lung. După ce se realizează aceste planuri cadru, trebuie să vorbim și despre fiecare materie în parte, cum va fi așezată, despre programe. Ce va învăța elevul timp de un an la respectiva materie. Ce e în sufletul tău acum când știi că mai ai câteva luni și termin clasa a 12-a? Ai în spate o generație la fel de bine motivată care să ducă mai departe proiectele pe care voi le implementați în acest moment? Da, sigur, mereu se găsesc elevi care să lupte pentru drepturile lor, pentru drepturile colegilor săi. Și cumva e foarte frumos pentru că de multe ori intrăm în mișcarea de reprezentare fără să știm de fapt ce ne așteaptă. Și ne dăm seama după câteva luni, poate chiar după un an, însă suficient de repede încât să facem tot ceea ce putem pentru colegii noștri. Și legat de clasa 12-a, că m-ai întrebat, să-ți povestesc chiar săptămâna aceasta, mi-am ales culoarea pentru tocă și pentru eșarfă și m-a încercat un sentiment profund de nostalgie, gândindu-mă că se termină 4 ani frumoși în care am învățat foarte, foarte multe lucruri, în care m-am dezvoltat enorm și sper din suflet ca fiecare elev să aibă șansa, indiferent de pasiunea lui, chiar să ajungă acolo unde își dorește. Mie mi se pare fantastic și te felicit pentru echilibrul pe care l-ai, pentru că pe de o parte ești nostalgică după 4 ani de liceu pe care tu însă ți-ai încercat să-i schimbi pentru următoarele generații și chiar și pentru tine. Pe de altă parte e acest spirit reformist pe care îl apreciez din suflet și îmi place că văd un tânăr echilibrat. Sunt curioasă să văd dacă pe mai departe o să-ți menții această apariție publică, pentru că eu cred că societatea are nevoie de oameni ca tine, care să spună lucrurilor pe nume și care să nu se lase bătuți cu una, cu două și să nu accepte refuzuri din partea autorităților, mai ales când luptă pentru ceva atât de natural, precum egalitatea de șanse, mai ales în privința domeniului educației. Pentru bacalaureat, drag, pentru bacalaureat, ce speranțe ai, ce se anunță? Vom da cu toții bacalaureatul, ceea ce este foarte, foarte important. Pe lângă acest lucru au fost simulările acum recent.
Simulări pe care nu toată lumea le-a dat, din câte am înțeles. Da, nu toată lumea. Și tocmai despre acest lucru am discutat și vineri, și anume să se organizeze acolo unde elevii nu au putut, da, în Timișoara, de exemplu, în Brăila, și sunt foarte multe județe în care, pur și simplu, câteva școli nu au putut organiza simulările, să dea acești elevi, pentru că a fost o prezență foarte mare, deși a fost acest an complet atipic. S-a simțit nevoia unei simulări, s-a simțit nevoia aceasta de a ști pur și simplu unde e și ce mai ai de făcut, pentru că ne-a bulversat foarte, foarte mult, și chiar dacă materia era predată, nu știi sigur dacă tu chiar ai asimilat-o exact așa cum ar trebui în mediul online. Deci au fost foarte importante. A fost și pentru clasa 8-a, că tot vorbeam că ei sunt generația aparte. Ne-au sunat foarte mulți după simulări și ne-au spus cum i s-a părut. Ei acum dau și un alt tip de examen, adică înainte primeam subiectele pe o foaie, cred că și tu ai prins la fel, și apoi scriai pe o pagină goală cumva. E bine, acum iau pagina cu subiecte de vreo 10 pagini, setul de subiecte are 10 pagini, și acolo completează tot. Deci pe subiecte și completează, au spații libere unde să noteze. Și chiar ne-a sunat cineva și ne-a spus că dacă a greșit într-o casetă, au și grile. Ce se poate face? Dacă poate să tai, să nu se considere semn? Și nu știu dacă și tu ai pățit să îți fie frică să tai într-un anumit fel o greșeală încât să nu se considere semn și să-ți fie anulată lucrarea. Și chiar am primit clarificări de la secretarul de stat al Ministerului Educației și să stea liniștiți toți copiii că dacă greșesc pot tăia cu o linie orizontală, chiar și la grile nu-i nicio problemă, nu se va considera semn. Uite, și eu m-am confruntat pe de o parte cu asta și pe de altă parte m-am bucurat că voi nu mai aveți acea limită de spațiu, pentru că ce crezi, la limba și literatura română mi-au depunctat 0,2, am luat 9,70, pentru că am depășit limita de spațiu, dacă îți vine să crezi. Mi-a spus fratele meu că acum nu mai există această regulă și că puteți să depășiți în voie. Nu înțeleg de ce a trebuit să pui o limită superioară. Înțeleg, o limită inferioară să nu scrie mai puțin, dar o limită superioară dacă un elev are informația și vrea să-ți spună, pentru că el s-a pregătit până la urmă și vrea să-ți arate ca profesor corector că el știe și că e bun la acea materie. De ce să nu-l lași să fie liber și să se exprime până la capăt? Exista acea concepție că ar arăta cât de sintetic poți să fii tu în lucrarea ta, însă, într-adevăr, la română erau niște limite foarte, foarte mici. Și eu știu că și eu când am dat în clasa 8-a, pentru prima oară s-a eliminat acel prag de limită de spațiu și m-am bucurat foarte mult. Acum există doar unul minim, nu și maxim. Însă la istorie încă există. La eseu trebuie să scrii maximum 2 pagini, nici măcar în cuvinte, ceea ce e destul de complicat, pentru că eu am colegi care scriu cu foarte mare, 20 și alții cu fond de 11. Foarte interesant. Uite că tot vorbeam de inegalități și până și aici ar trebui să existe o modificare. S-a scos din materia pe care o aveați în mod normal de pregătit pentru bacalaureat? Da, da, avem câteva opere în minus, mai ales la română, și la istorie câteva lecții, la matematică la fel. Nu sunt modificări substanțiale, însă cu siguranță ajută elevii, mai ales că nu au apucat poate chiar să asimileze toate lucrurile astea, cum spuneam. Și încă un lucru tot legat de examen de clasa 8-a. S-a observat la această simulare că nu au avut suficient timp să lucreze. Nu au avut timp în 2 ore să rezolve exercițiile, mai ales că acum, fiind acest subiect diferit, le ia mult să scrie în casetă, nume, prenume și așa mai departe. Și atunci am discutat pentru o durată mai mare acestui examen și am văzut că s-ar putea realiza, încă nu este 100% sigur, însă 80% da, vor fi oferite câteva minute în plus la examenul de clasa 8-a. Sunt convinsă că ai colegi care vor să meargă la facultate în străinătate, acolo unde ai nevoie de o anumită notă pentru a fi admis, și pe lângă aceste cerințe, cred că e foarte multă speranță în sufletul lor și, pe de altă parte, foarte multă presiune, pe lângă faptul că oricum trebuiau să susțină acest examen care este destul de dificil din punct de vedere emoțional, practic cel mai important pe care îl ai până la intrarea în facultate, după aia o să vedeți că nu e chiar așa, bacalaureată e floare la ureche, dar ei ce simt în acest moment? Le-ai luat pulsul să vezi ce se întâmplă cu ei cu această presiune în plus pe care o au pe umeri? Da, avem două tipuri de elevi. Elevii care vor să plece, trei tipuri, dar ne referim doar la universitate, elevii care vor să plece în străinătate și elevii care vor să rămână în țară. Și e frumos totuși că avem din ambele tipuri. Cei care vor să plece în străinătate sunt cumva mai liniștiți,
pentru că foarte multe universitate acum sunt cumva mai lejere în criterii și am observat că foarte mulți deja au intrat pentru că au aplicat de prin octombrie-noiembrie și deja știu că sunt la facultate, ceea ce este foarte frumos. Eu, de exemplu, nu știu, pentru că am admiterea în vară aici în România. Toată lumea cumva resimte anumite lucruri după pandemie, unele mai bune, altele mai puțin bune, însă legat de ei pot să spun că speră la un bacalaureat, speră să pice pe subiect, știi că e acea vorbă, deși am observat că s-au pus cu adevărat elevii pe învățat, mai ales acum, pentru că au descoperit că trebuie. Profesorii au reușit să se adapteze în această perioadă astfel încât să vă fie sprijin pentru bacalaureat? Da, față de luna septembrie, când vorbeam cu tine și spuneam că nu există aceste competențe digitale, acum da. Și un lucru amuzant, de data asta elevii au învățat de foarte multe ori profesorii, a fost cumva o oră atipică, pur și simplu, chiar și cum să prezinți ceva pe Zoom, pe Google Meet, cum să intri în Google Meet, pentru că și asta era o problemă la un moment dat, cum să faci proiecte, cum să corectezi, la fel în mediul foarte online. Tare. Da. Se pare fantastic acest schimb de informație între elevi și profesori și sunt curioasă, dacă tot ai spus că ai admiterea în România, ce ai ales până la urmă? Am ales dreptul. Mi se pare că mi se potrivește cel mai bine. Și mie mi se pare la fel, să știi. Mă te felicit bucur. Din suflet. Mulțumesc mult. Și tot legat de partea aceasta că spuneai de profesori, deși e puțin ciudat pentru că am fost la distanță, acum în mediul online s-a creat o conexiune destul de puternică între elevi și cadrele didactice. E un pic paradoxal, însă mă bucur mult că s-a întâmplat așa. Până la urmă veți susține examenul de bacalaureat în format fizic, așa cum s-a întâmplat și anul trecut? Da, da. Deci nu aveți emoții că s-ar putea să dați online. Nu, nu, și nici nu s-ar putea să se realizeze acest lucru. Ar fi foarte complicat, nu avem infrastructura necesară, așa că vom da cu toții fizic. Și încă un lucru, pentru clasa 8-a sunt foarte mulți copii care, cine știe, poate chiar atunci au simptome de COVID, poate chiar atunci sunt infectați. Și atunci va exista, la fel ca anul trecut, o a doua sesiune, puțin mai devreme față de cum ar fost ea în mod obișnuit, pentru a se putea înscrie la liceu, pentru că poate să fie un elev de 10 care să fie infectat atunci și dacă nu s-ar organiza această sesiune să ajungă, nu știu, la o școală profesională, pentru care nu ar fi pregătit, pentru că are alte competențe. Asta este o veste foarte bună, faptul că s-au gândit la această opțiune. Îți mulțumesc că ai venit astăzi și îți doresc mult succes pe mai departe. Sunt convinsă că, deși ești atât de implicată, ai și timp, pentru că simt că te organizezi foarte bine să le faci pe toate, să te pregătești pentru bacalaureat și pentru admiterea la drept. Te felicit și îmi doresc să ne mai revedem atâta cât îți permite timpul și mult succes pe toate planurile. Mulțumesc mult, cu drag vin mereu! O să luăm și o scurtă pauză de publicitate în acest moment și ne întoarcem foarte repede, așa că rămâneți alături de noi!